Salut! Vreau să vă prezint o mică problemă pe care am avut-o la tractoraș. Mai mult o să vă povestesc, pentru că eu nu am avut timp să mă ocup să desfac electromotorul. Și deci despre asta este vorba. Tractorașul nu mai pornea sau pornea foarte greu. O să vă prezint așa pe scurt, sau o să vă explic mai bine simptomele pe care le avea tractorașul când vreau să-l pornesc. Pentru că am văzut că sunt multe persoane pe grupuri de Facebook, pe forumuri, care se plâng de acest lucru și nu știu ce să-i facă. În primul rând, un astfel de electromotor am văzut că pornește de pe la vreo 860 de lei, cea mai ieftină variantă, deci ceva aftermarket, și ajunge lejer pe la 1100-1300 de lei. Ăsta meu este cel original, Magneti Marelli, Made in Italy. Acolo avem un cod, poate vă ajută pe unii dintre voi. Ăsta este la mine, montat pe un motor Lombardini 8LD6652. Bun, ce se întâmpla la mine? Puneam frumos contactul, pentru că asta vă spun, nu este un defect care să-l facă exact pe acela de fiecare dată. La mine se întâmpla aleatoriu, când și când. Se putea întâmpla în felul următor. Puneam contactul, acum nu am, că am deconectat bornele la baterie. Puneam contactul frumos și când vreau să dau la automat, pur și simplu nu se întâmpla nimic, sau era posibil să se audă un zgomot așa metalic, făcea clank, clank, exact așa se auzea, ca și cum nu cupla electromotorul. Se auzea la bobina acolo, exact așa, clank, clank, de fiecare dată când dădeam la automat. Bun. Deci astea două, ori nu se întâmpla nimic, ori făcea acest zgomot. Se rezolva destul de ușor. Asta era ceva provizoriu, vă dați seama, în caz de rămâneați undeva pe câmp și nu mai pornea. Eu luam, aveam un ciocănel și pur și simplu băteam în carcasa electromotorului, de jur împrejur cât îmi permitea aici spațiu. Și nu bateți foarte tare, așa, cât cu ceva metalic tot trebuie să bateți în el. Și când dădeam la automat, pornea. Când am văzut că se întâmplă problema asta, imediat am vorbit cu un electrician, pentru că v-am zis, eu nu am avut timp să mă ocup de el, să-l desfac. Și oricum mi-a luat 200 de lei, mi-a luat să-l desfacă complet, să-l curețe foarte bine, să greseze ce a avut de gresat, rulment, jocuri, a schimbat pe aici parcă un rulment, a zis. Cărbunii la mine erau blocați, de asta când băteam cu ciocănelul în carcasă, se mai deblocau ei puțin și făceau contact acolo. Mi-a schimbat și cărbunii și deci curățat complet în interior, era plin de praf. Asta este problema la ele, pentru că intră praf și nu mai face bine contact. Și un alt lucru ce mi-a făcut aici la bobină, nu mi-a înlocuit-o pentru că a zis că este foarte bună. Eu aveam aici o problemă, se vede că a făcut lipiturile acolo, l-a refăcut. La pinul de sus vine montat firul plus de la baterie. Ia să văd. Așa se vede. Ei, electricianul ce mi-a făcut? Mi-a inversat cei doi pini. Ăsta normal de jos, care vedeți că are filetul mâncat și este mai mic în diametru. La mine era sus. Eu așa am luat tractorașul, nu știu ce a făcut vechiul proprietar, a deteriorat deci filetul, ăsta este de cupru și se mișca și în interior filetul ăsta, aici pe unde face contact. Și nu prea pornea la mine din prima, nu făcea bine atingerea acolo. Și așa cum vedeți, electricianul. Și ce am mai făcut? I-am făcut eu aici filet, am băgat o filieră de metric 8. Asta este metric 10 normal.
Dar la mine cum era mâncat, am băgat și am forțat un pic și am făcut cu metricop și am băgat o piuliță cu blocant. Și îmi ținea bine borna de la baterie. Ei, acum electricianul mi-a înlocuit cei doi pini, asta vedeți că aici sus este foarte, foarte bun. Și l-a blocat aici pe ăsta. Are făcut lipiturile. Și acum sunt și eu curios dacă a făcut treabă bună. Și o să-l montăm la loc. După cum vedeți aici, asta e foarte bun pinionul. Și o să vă arăt puțin și coroana. Da. Cam așa arată și coroana la mine. E în stare foarte, foarte bună. Are aici mici urme. Cum am mai frecat, dar nu este deloc mâncat dintele la coroană. Pur și simplu l-a atins puțin și ca și cum aș fi dat cu șmilgherul. Și vedeți? Acolo văd o mică lovitură, dar în rest este perfectă. Vreau să arăt și lucrurile astea pentru că sunt importante. Adică tractorașul la mine este într-o stare foarte bună din multe puncte de vedere. De asta și prețul a fost mult mai mare și lumea îmi comentează. Bă, cum să dai atâția bani pe tractorul ăsta sau... Mai știu eu, lasă că îmi cumpăr eu cu 2000 de euro, că știu eu unul mai bun. Bine, nici într-un caz modelul ăsta, modele mult mai vechi, dar n-are importanță, pentru că și alea sunt foarte rezistente, sunt foarte bune, dar exact asta, nu poți compara mere cu pere, adică nu putem compara unul ca ăsta din anul 2000 cu unul din anul 1980. Asta e diferența. Normal că ăla să fie mai ieftin, chiar dacă arată la fel. Mecanic mă refer. Estetic, asta mai are niște carcase în plus și asta așa mai departe. În fine, eu vreau să vă prezint la mine cum este tractorașul. Așa, astea sunt cele două. Asta e borna plus de la baterie. Asta duce la contact și mai am și firul ăsta care vine aici, în pinul ăsta. Deci ca montaj atât avem. Astea două fire vin la pinul ăsta de sus la bobină. Iar aici avem un papucel care intră firul acesta. Și cam asta. Electromotorul, așa cum vedeți, este prins în două șuruburi, unul aici și unul aici. Aici avem accesul un pic mai greoi, dar ne descurcăm. Haideți să-l montez și o să facem probă, să vedem dacă am rezolvat problema. Ok, am terminat de prins electromotorul. Aici e foarte greu, oricum n-am mai filmat. E foarte greu de prins, e pus în comodă la șurubul acela. Deci se prinde aici în două șuruburi. Le-am strâns bine pe astea. Și apoi am făcut aici conectarea la bobină. Asta este borna plus de la baterie. Contactul. Și firul ăsta are aici un papucel, se prinde. Nu știu exact unde duce asta. Și cam atât. Acum o să pun borna minus, asta e plus de la electromotor. Așa. Și o să vreau să-i dau ok. Nu știu dacă o să pornească, că e frig afară imediat, dar vreau să văd dacă electromotorul cuplează la prima atingere a contactului. Ia, nu știu. Așa. Deci, e pe liber. Dăm o leacă de accelerație. Și acum. Deci să aprindem bord. Tensiunea cam mică la baterie. Și acum, ia să vedem. Deci important să văd dacă pornește la prima atingere. Da, ia uite. I-am închis și accelerația, e rece afară, dar a pornit și foarte ușor. Da, acum are altă viață electromotorul, învârte mult mai ușor, parcă mult mai bine dă peste cap motorul.
Da, să mai pornesc un pic, da, să-mi dai în garaj și fac și fum. Asta eu l-am oprit, nu l-am mai lăsat, că mă intoxic aici în garaj. Deci asta ar fi rezolvarea. De foarte multe ori cărbunii nu mai fac contact. Poate să fie și bobina defectă. Asta dacă e bobina, trebuie înlocuită. Dar de foarte multe ori, mă rog, dacă tractorașul a fost exploatat cât de cât un parametri, nu s-a abuzat de el, a avut cât de cât o mentenanță făcută, cam asta se poate întâmpla. Deci un defect minor. Cărbunii. Puteți verifica, poate aveți joc în rulment și atunci freacă rotorul de stator. Deci trebuie desfăcut electromotorul. Nu-l mai lăsați, nu-l mai chinuiți așa să-l porniți, cum v-am și eu cu metodele care vi le-am descris. Desfaceți-l, că nu e mare lucru. Dacă nu, duceți la un electrician, cum am făcut eu. Dacă nu aveți timp să vă ocupați de el, o revizie de asta e foarte, foarte ieftină și nu durează mult. Cam atât am vrut să vă arăt și sper să vă ajute să rezolvați problema. Numai bine!